Bine ați venit pe canalul meu, sau revenit, după caz. Eu sunt Ana, iar astăzi avem un colet. Credeți-mă că de două zile și Giulio e aici, de fapt trei. De când am primit coletul, suntem... Mami, hai să vedem și noi ce ți-ai luat, ce ți-ai comandat. Zic, Giulio, ai răbdare, trebuie să-l desfacem live. Să vadă fetele că nu trișez. Că astea sunt produsele cumpărate. După cum se vede acum, îl desfacem. Așa, în care vom avea, după cum ați văzut și în titlu, produse de make-up până în 15 lei. Și să vedem dacă sunt bune de ceva. Să vedem ce produse ne plac, ce produse nu ne plac. Și o să vă las la fiecare în parte prețul scris ca să nu vă țin prea mult de vorbă. Asta era umplutura doar. Și acesta este colețelul. Iu. Dar n-a trebuit să am și factura la el? Că se întrebe Marian dacă a primit factura, că nu văd aici factura. Dar văd eu cum fac și fac rost și de factură, nu-i bai. Chit că le cer de la Anotino din nou să-mi o dea, dacă nu mai are Marian. Că în mare eu știu de când le-am ales, că sunt toate până în 15 lei. Wow, și unele sunt împachetate și individual. Ia, Giulia, să te duci. Și sunt așa, și așa, pachetate. Hai să le scoatem pe toate și apoi să vă arăt ce am luat. Am luat fond de ten, ca să începem cu baza. Fond de ten și nuanța este de la Delia Cosmetics. Waterproof Hypoallergenic SPF 20, are și factor de protecție. Cu ulei de argan, numărul 55, am luat un pressed powder. Ah, ăsta e. Știam că am luat și concealer. Nu știam unde e. Ăsta este concealerul de la Catrice. Sper să se vadă. Dă-o mai aproape? Pune focusul? Sau nu? În fine. Avem un Catrice camuflaj. Să le desfacem. Așa. Avem și oglinda curată, avem și bureței, avem tot ce ne trebuie. După aceea avem un far de ochi, am luat atât. Am considerat că pentru un make-up ne ajunge un singur far de ochi. Haideți să-l desfacem și pe acesta. Care este sigilat pe undeva? De, nu se desface? Nu. Așa arată. Așa. Avem un creion de sprâncene. De la Professional, de la Rimmel, scuze, de la Rimmel, așa, să vedem și nuanța, bun, avem un Rimmel de la Essence, ok, și, două, știam că am luat două rujuri. Și două rujuri, unul este tot de la Regina, nu tot, de fapt este de la Regina, aceasta este nuanța, pe că o băgasem înăuntru, aceasta este nuanța, unul, iar al doilea este de la Essence, cred că are E pe el, da, de la Essence. Și arată așa, wow, ce drăguț e! Uite, Julie, ce drăguț e asta! Și nuanța e faină. Asta am zis că unul din ele îl voi folosi și pe post de blush. Și acum să vedem cum realizăm un make-up complet cu produsele pe care le avem aici. Am dat cu cremă pe față și atât. Și începem cu fondul de ten. Așa. Am avut de ales între ăsta și unul mic, că nu este foarte mare nici ăsta, de la un mini fond de ten, de la ăsta, cum îi zice... Dermacol, că mai am și eu, dar zic ok, pe ăla-l mai am, hai să testăm unul nou, să facem găurica și să vedem, acum nu știu dacă e nuanță, wow, e roz, ce mult am pus, cam mult, dar nu-i bai, am și eu oglinda aici, curată, am șters-o de data asta și să vedem cum arată. Urați-mi succes! Am emoții. Am o pensulă aici, de la NYX.
pentru fondul de ten. Dar mai întâi îl voi pune pe față cu mâna. Wow! Cred că acoperirea va fi mică. Dar vom vedea cum arată. Zic, hai să încercăm și produse de la unele firme despre care nu am auzit nimic. Pentru că nu am produse cosmetice de la Regina. De fapt, Delia Cosmetics, scuze, asta e Delia Cosmetics, fondul de ten. Bun, scuzați zgârieturile, astea sunt făcute de Mickey, de cățelul nostru. Așa, haideți să vedem, am emoții. Să vedem cum arată pe față. Și mi-am adus și burețelul pentru cazul în care nu acoperă. Bine, cu pensula am zis să am și burețelul la mine. Așa că am adus și burețelul. Dar se aplică bine. Văd și cu pensula, e ok. Și să știți că acoperirea nu este chiar mică. Chiar nu este mică. Este medie. Și bineînțeles că m-am uitat și eu la recenzii scrise de alte fete. Înainte de a cumpăra produsele. De aceea am stat în dubii între unele și altele. Pentru că m-am uitat la recenzii să vedem dacă sunt ok. Haideți, mi se pare luminozitatea prea mare. Să încerc să o fac mai mică. Ca să mă vedeți și pe mine mai bine. E mai bine așa? Până acum văd că s-a întins bine. Și nici culoarea nu-mi displace. E un puțin cam albă, da? E ok. Zic eu. Și cred că merge pentru fetele care nu au cearcănele atât de mari ca ale mele și nici pielea uscată. Cred că ar merge bine și ca și concealer. Acest fond de ten. Scuze, am aici ceva. Am aici ceva la nasuc. Da, scuze. Eu zic că s-a întins foarte bine. Foarte, foarte bine. Și acum să testăm și concealerul și mai revenim la fondul de ten dacă ne mai trebuie. După cum v-am arătat încă o dată, catrisul. Nu știam cum să desface. Arată așa. Haideți să testăm și concealerul. O să-l aplic cu degetul și apoi o să-l întind cu burețel. Sper că se vede că este destul de mare acoperirea momentan. Tare sunt curioasă ce produse îmi vor plăcea și ce produse nu îmi vor plăcea la sfârșit. O să dau și pe pleapă puțin. Așa. Și aici, unde am mai mult maro. Cred că va fi un make-up mai încărcat totuși. Da, haideți să le întindem acum cu burețelul acesta micuț pe care mi l-a luat Julie. Așa. Haideți că nu dispar din cadru. Mă vedeți? Mă uit și în oglinduță, dar mă și vedeți. Da, eu mai am pe canal la mine un clip, dar produsele nu sunt toate până în 15 lei. De data aceasta am vrut chiar să vedem ce produse putem lua până în 15 lei. Și vreau să vă spun că pe toate am dat în total 94 de lei. Toate produsele pe care le avem aici. Julie, da, creionul ăla maro de la Lidl, ai aici. Și am mai luat în plus de la Lidl creionul acesta maro de ochi, pe care am dat 5 lei. Super! Și am vrut să văd dacă putem realiza un look complet, de zi, bineînțeles, că nimeni nu se machiază zi de zi foarte complicat, cu 100 de lei, în care să avem atâtea produse de make-up. Baza, adică, necesar. Un fond de ten, un concealer, o pudră, un far de ochi, un rimel, un creion pentru sprâncene. Deci, not so bad, față de cum arătam la început. Ce zici, Julie? Ce zici? Față de cum era la început?
Eu zic că e ok. Mai apăsăm puțin fondul de ten. Ca să dăm și cu pudră. Ai un șervețel cumva pe aici? Ce? Un șervețel ai? Nu. N-ai nici în geantă, gheoza? Nu. Într-un sac? Nu. Singurul lucru pe care l-am luat a fost un șervețel. Dar să știți că sunt mulțumită. Deci, chiar arată ok fondul de ten, ca să zic așa. Și are și factor de protecție 20. Bine, nu că ar fi foarte mare. 20. Acum să testăm pudra. Să vedem pudra. Este pudră presată. Și are și burețel. Wow, ce tare! A, dacă e rotie! Wow, uite ce cute e! Wow, ce mișto! Pressed powder, porcelain, soft pink. Și pe spate, hop, a căzut burețelul dinăuntru. Iar pe spate are și o oglinduță. Aceasta e o oglinduță. Ia să vedem, vă vedeți voi? Este o oglinduță, da. Super cute! Vezi, Julie, cum se face asta? Ia uite! Uh-huh. Și avea și burețel. Uite aici. Am văzut. Dacă tot avem burețel, haideți să testăm și burețelul, nu? E puțin cam roz pudra, dar vom vedea. Trebuie să punem un pic pe mână, să nu fie prea multă pudră. Wow! Nici n-am pus multă pudră. Hai că de data asta vom face un make-up mai mai consistent, ca să zic așa. Da. Deci pudră nu aveți așa multă nevoie. Adică nu aveți nevoie de o cantitate mare. Ca să vorbesc și corect. Așa. Punem doar în jurul ochilor. Și puțin pe nas. Bun. Ce ziceți? Eu zic că arată bine. Bun, trecem mai departe la fardul de ochi. Ba nu, o să trecem mai departe cu creionul de sprâncene. Și pentru că avem doar aceasta la creion, haideți să folosim și peria lui. Să nu mai folosesc eu pensulele mele. Folosim și creionașul, să vedem dacă ne e bună culoarea. Cred că este un pic cam maronie. Dar ne descurcăm. Așa, gata, am terminat și cu sprâncenele. Nu e foarte rea nuanța, să știți. E puțin mai roșcată decât mi-aș fi dorit eu. Mi-aș fi dorit un pic mai maronie decât roșcat. Dar merge. Eu zic că este ok. Chiar este ok. O să desfac și creionul acesta maro de la Lidl. Să vedem cum arată. Sper să nu-mi ia mult timp să-l desfac. Iar până acum ce-am folosit, să știți că it's not bad. Comparativ cu alte produse scumpe, nu mi se pare o diferență prea mare. Cel puțin la concealer și la pudră, chiar e ok pudra. Cu toate că este roz, nu mi se pare că a adăugat culoare în plus care nu s-ar potrivi machiajului și fondului de ten. Și chiar mi se pare ok. Chiar mi se pare ok. Wow, dar e încăpățânat ambalajul ăsta de la creion. Oricum, trebuia să trecem la nuanța de la Catrice. La fondul pentru... Fondul pentru ochi, Doamne ferește, la fardul pentru ochi. Mai am luat o singură culoare, numai bine că avem maroul acela și putem să mai adăugăm ceva. Mersi, și foarte drăguță. Știu. Și o să-l aplic cu degetul. Wow! Se vede ce deschis e? Dar îmi place. O să-l adaug pe toată ploapa. Și o să-l difuzez. Nu mai contează. După aceea cu pensula. Mersi. Da. V-am zis, pentru un machiaj de zi, o singură nuanță mie mi se pare ok. Cred că te-ai murdărit de fond de ten. Ia vezi.
Chiar mi se pare ok să-ți iei o singură culoare. Și pentru că avem și maroniul, sigur vom face ceva. Wow, am deschis ochii. Cum tu știi, poate găsești tot un șervețel la tine pe aici. Când m-am făcut pe toate degetele și mâinile. N-am șervețel! Stai mai șterg! Hai să luăm o pensulă de blending. O să o iau pe aceasta, care e tot de la NYX. Professional makeup. Așa, și vreau să difuzez puțin culoarea în partea de sus. Cine a pus folia asta, domnule? Știi că da, Julia se ceartă cu folia de la creion. Atât. Doar puțin, să nu fie prea bruscă trecerea între pleoapă și ochi. Atât. Aha, am reușit. Să văd pe care deget am să mai pun în colț aici. Atât. Și, sincer, cred că îl putem folosi și ca și highlighter. Eu așa zic. Bun. Mersi. Și acum o să folosim creionul maro, puțin. Ce-i la ochi, dacă tot l-am luat. Ăsta e fondul de ten. Da, ăla e fondul de ten. Delia. Mm-hmm. Pentru că, oricum, nu aveam un creion maro pentru ochi. Am zis, uite, acum e o ocazie bună să iau și un creion maro, mai ales că e 5 lei, iar eu pe cel negru de la Dior am dat 110 lei. Deci este o mică mare diferență. Și la preț doar. Nu? Vine bine? Adică nu mi se pare. Este nuanța perfect. Da, și nu mi se pare o diferență față de celelalte mai scumpe. Nici mie. Ok, am terminat cu creionul maro. Vreau să vă zic că sunt foarte mulțumită de el. Deci chiar foarte mulțumită. S-a așezat foarte bine, s-a putut întinde foarte bine. L-am întins cu această periuță, care este mai densă și mai subțire. Și chiar mi se pare foarte ok. Foarte, foarte, foarte ok. În combinație cu fardul care este deschis, arată foarte bine, foarte bine. Acum să folosim instrumentul de tortură. Binecunoscut. De gene. Și să folosim rimelul, să vedem dacă ne place și rimelul. Deci chiar creionul de la Lidl este foarte ok. Pentru 5 lei, super, super. Iar acum să desfacem și rimelul. Asta n-are niciun sigiliu, nimic. Așa arată pensulica de subțirică. Și ia să vedem dacă putem folosi oglinduța aceasta mică de aici, ca să mă fac de aproape. Da! Ce cute! Să vedem dacă apare pe gene și rimelul. Momentan este foarte, foarte lichid. Bine, asta este la prima utilizare, știți și voi foarte bine. Pe măsură ce îl mai folosiți, el se mai usucă și se întinde mai bine. După cum se vede, chiar mai am să spun că sunt dată cu maro acum la ochi și dacă mă mai murdăresc de rimel, nu o să se vadă, dar m-am murdărit mai jos. Să vedem, am făcut un punct. Dar îl lăsăm în pace. Până se usucă. Să vedem ce ar trebui să facă, ce se presupune că face acest mascara, ca să vă spun și dacă face sau nu. Essence All Eyes On Me Waterproof Multi-Effect Mascara. Ce trebuie să fie multi-effect. Ce multi-effect? Și făcut în Italia. Interesant. Dar care sunt acele multi-efecturi? Încă nu avem. Ai făcut de mult, Giulia, nu i-ai adus acum. Giulia, ce ai făcut în coronavirus? Da, pentru mine rimelul nu mă dă pe spate, e destul de greu de întins încât să se vadă. Iar eu chiar am ceva gene, nu sunt lipsă. Am lipsă la sprâncene, dar la gene stau cât de cât ok. Acum nu știu dacă se vede pe cameră. Nici așa nu prea se văd foarte bine genele, dar o să mă dau mai aproape să le vedeți. Și o să mai aplic un strat oricum. Nu-i băi. Ok, trecem la pasul următor. M-am gândit eu, pentru că nu am văzut un bronzer în 15 lei, să facem în felul următor. Unul dintre aceste creioane, cel de sprâncene și cel de ochi, să-l testăm care este mai maro. Să facem un contouring cu el. Asta este cel de la Lidl.
Iar ăsta este cel de... O, da, da, da. Ăsta de sprâncene. Testăm, este printr-o prima oară când încerc. Dar așa cum putem folosi rujul ca blush, de ce să nu folosim și creionul de sprâncene? Ca și contouring, dacă altceva nu avem. Și o să trag o linie. Așa. Ce ziceți? Sunt bine? Sunt foarte bine! Și vom trece la blenduit. Nu știu unde e capacul de la asta. Gata, l-am găsit. Și de la asta. Și acum să trecem la blenduit. Este dacă merge... Nu. Cu pensula de în unghi pentru bronzer. Da. Haideți că vom avea. Vom avea și un contouring. Interesant. Foarte interesant. Deci chiar mi-a venit ideea asta... Când mi-am dat seama că nu am ce să cumpăr ca și contur. Dar să știți că fondul de ten deja cred că trebuie setat toată fața pentru că începe să se desprindă. Dar cred că dacă îl setezi toată fața, cred că rezistă un pic. Important este să putem blendui creionul în față fără să mișcăm fondul de ten. Asta este important. Și eu zic că este super. Deci, sincer, ștergem și buzele de fond de ten. Acum, voi dacă aveți ochii mai mari și nu-i aveți așa căzuți ca mine, puteți să faceți cu creionul maro și codiță. Sunt sigură că e foarte bun. Sigură, sigură. Hai să mai dau o dată un strat de rimel. Cred că s-a uscat celălalt. Ok, rimelul nu m-a convins, poate și pentru că este prea lichid momentan, aștept să se mai usuce, să vedem ulterior dacă e mai bun. Ok, acum am ajuns la rujuri, să vedem pe care dintre ele putem folosi ca blush. O să dau pe mână să văd nuanțele. Acesta este cel de la Regina și este nuanța 45. Cred că se vede la voi. Unul. Și al doilea de la Essence. Asta este mai roz. Wow, ce roz e! Se vede, se vede. Wow, care îți place, Julie? Pe care îi să-l dau un obraj? Stă mai deschis sau stă mai închis? Mai închis. Mai închis, să punem un obraj? Ok. Un obraj? Da. Mai deschis. Mai deschis? Da. Parcă e prea roz totuși. E. Da, punem pe ăla. Încercăm pe asta, da? Haideți să-l punem pe mână. Și de aici... Da, știu, de aici să-l dau pe obraz. Să iau cu pensula. Și... A, uite, se întinde fain. Punem pe obraz. Se întinde. Se întinde fain. Ăsta este, deci, cel de la Regina. Cu vitamina E. Ok. Iar ăsta, cred că este mai mat, totuși. Da. Velvet Matte Lipstick. Pe buze o să-l folosesc pe acesta mai deschis, pentru că este mat. Iar în obrajul folosim pe ăsta mai închis un pic. Ia uitați cum s-a întins. Pe mână. Și dacă vedeți că ați pus prea mult, puteți să reveniți cu pensula, cu... sau cu burețelul, depinde cu ce ați aplicat fondul de ten. Să dați peste. O să mai stompez puțin în partea asta, mi se pare prea mult. Așa, și aici puțin.
Gata, am șters și buzele. Și acum îl vom folosi pe acesta roz pentru buze. Chiar sunt curioasă să vedem cum e. Și dacă este mat. Și rezistent. Wow! Ce pot să spun este că... este foarte cremos. Iar felul în care este făcut este ușor de aplicat. Ambalajul este foarte drăguț. Chiar îmi place foarte mult. Foarte drăguț este. Foarte, foarte drăguț. V-am zis prețurile, o să vi le trec la fiecare aici, ca să nu vă țin prea mult. Și... aplicarea este foarte cremoasă. Mă așteptam că dacă e un ruj mat, merge mai dificil. Dar nu, că în partea asta altă nu m-am dat bine. Nu sunt egale buzele. În schimb, nuanța este foarte puternică pentru mine. Nu am folosit, wow, așa o nuanță de roz. Deci cam ăsta ar fi lucrul final, dar nu înainte să ștergem punctele negre făcute cu rimelul. Pentru că avem unul aici. Și unul aici. Ok, hai să vedem ce părere avem despre produse. Fondul de ten. Aici am o bubiță la nas. Fondul de ten... așa și așa, încă stau în dubii. Important este că nu s-a întins în momentul în care am aplicat rujul ca și blush. Deci ceea ce este ok. Are factor de protecție 20. Și eu zic că e ok. Voi ce spuneți? Creionul de sprâncene, cred că o să-l mai folosesc. E culoarea puțin prea roșiatică, parcă mi se pare mie, dar per total arată bine. Creionul de ochi, da, clar, este super. Sigur o să-l mai folosesc. Rimelul nu prea, pudra, da. Și nici de concealer nu pot să spun că nu. Eu de obicei trebuie să folosesc și corector mai întâi și apoi fond de ten și apoi... Bine, nu mă dau cu fond de ten în jurul ochilor, pentru că și așa am multe riduri, dar folosesc mai întâi corectorul și apoi concealerul, iar acesta văd că a acoperit destul de bine, având în vedere că am dat doar cu concealerul. Eu zic că arată super. Voi ce ziceți? Rujurile sunt ok, îmi plac. Vedeți, s-a întins foarte bine cel pe care l-am folosit și la obraj și sigur îl voi folosi și la buze. Ăsta este încă cremos, nu s-a uscat mat, acesta roz. Mă gândeam să-l șterg, să-l folosim și pe celălalt, să vedem cum vine și pe buze. Hai să ștergem pe ăsta. Mă mai țin un pic. Să-l ștergem pe acesta. Acum este mat, după ce am luat excesul. Da. Ok, și acum să-l folosim și pe cel de la Regina. Să vedem cum este pe buze. Pentru că tot l-am folosit pe mână, este ok. Putem să-l folosim și pe buze direct. Gata! M-am folosit și pe al doilea. Culoarea mi se pare, pentru mine cel puțin, mai ok aceasta. Da, eu zic că este ok. Îmi place. Se aplică ușor, forma este foarte ușor de folosit și ca și contur al buzelor. Ați văzut că nu am creion. Da, mi se pare super. Cam ăsta a fost lucrul cu produsele până în 15 lei și în total 100 de lei tot ce am aici. Așa că, dacă vă place, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să-mi lăsați comentarii dacă v-a plăcut, ce produs credeți că v-ar interesa, care credeți că v-a plăcut cel mai mult dintre ele. Fardul de ochi, nu mă omor, dar în contextul ăsta cu maro, eu zic că vine bine. Puțin... deschidere la față, ca să zic așa. În rest, mi se pare ok. Super mult. Ce îmi ziceți? Merge mai bine cu părul strâns sau cu părul liber? Eu zic că arată bine.